Consider că un rol important l-au avut ideile politice al lui Inocențiu Micu Klein, 1721-1751, și mișcarea revoluționară al Tudor Vladimirescu, apoi Revoluția Burghezului Democratic, de la 1848-1849, a consolidat o nouă ideologie națională, înlocuind ideea de dependență cu cea de libertate, ideea de privilegiu ereditar cu cea de egalitate în fața legilor, ideea de moșie cu cea de patrie, conceptul de stare și de rang cu cel de națiune. Fruntașii revoluționari, la adunarea națională de la Blaj, 3 pe 15 mai 1848, au fost martorii dorinței unanime a maselor exprimate prin cuvintele „Noi vrem să ne unim cu țara”. După 1848, unirea a devenit problema centrală a întregii vieți politice în țările românești. Flacăra aprinsă a fost mințuită de fruntași precum Nicolae Bălcescu, Ghica, frații Golești, Dumitru și Ion Brătianu, Costache Negri, Cea Rosetti, Eliade Rădulescu și mulți alții. Ostile unire au fost Turcia, Austria și Anglia. Pentru prima oară, chestiunea românească a fost luată în discuție la conferința de la Viena din martie-aprilie 1855 și reluată în 1856 la Paris, în 30 martie, la conferința dedicată încheierii păcii în urma războiului din Crimea.